Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Ceva mai devreme ne întâlnim astăzi, dar acest lucru se datorează faptului că avem o ediție interesantă. Ne vom îndepărta puțin de zona medicală și de administrație pentru a ne apropia de artă și nu orice fel de artă, ci de arta cinematografică. Invitatul meu de astăzi este Octavian Iacob, reprezentantul României la New York Film Academy. Despre ce este vorba și ce reprezintă acest lucru vom afla pe parcursul ediției de azi. Bună ziua și bine ați venit la noi pentru prima oară. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Până să discutăm despre competiția internațională, aș vrea să ne povestiți mai multe de parcursul dumneavoastră profesional. Da, este un parcurs total diferit față de ce fac în momentul ăsta. De mic copil am cochetat un pic așa cu actoria, având câteva reclame pentru anumite produse aici în țară când eram copil. Dar după am urmat o carieră în tir sportiv și așa am ajuns aici de multe ori la Iași, la competiție pentru Mega Tecnoton. Da. Și au fost 13 ani. 13 ani în care am câștigat titluri de campion național, record național. 13 ani dedicat sportului. Da, doar sportului. După care a venit momentul să alegeți o facultate. Acolo a fost breaking point, aici să spun așa. Aici e foarte interesant. Da, aici s-a schimbat totul pentru că am crescut, am avut alte nevoi, alte necesități. Uh-huh. Sportul nu a putut să mai îmi ofere lucrurile acestea. După cum știm, nu este foarte subvenționat în țară, așa să spunem, legat de treaba asta. Și atunci a trebuit să îmbin utilul cu plăcutul, să și trăiesc, să pot să fac și ceea ce îmi place. Și am ajuns la Facultatea Română-Americană. Da. Partea de relații internaționale, cum mai toată lumea face în momentul ăsta. Atunci am realizat că nu chiar asta vreau să fac. Am urmat și un master, pentru că a trebuit să ajung mai departe și am ajuns în marketing internațional, lucru care aici mi-a plăcut tenor să fac. După ce am terminat facultatea, am întâmpinat aceeași problemă pe care majoritatea celor de vârsta mea o întâmpină. Greu să te angajezi, exact. Ai nevoie de foarte multă experiență. Abia am terminat facultatea, așa că n-am putut să mă exprim prea mult. Și am intrat într-o lume, într-o nouă lume. Nu chiar străină, întorcându-ne la reclamele filmate și la apariția. Nu, mai am o lume până la această. Mai este o lume? Da, aviații. Am intrat ca și steward. Da. Am avut un punct în care o prietenă foarte bună mi-a spus, având o școală de formare profesională pentru steward, am zis, hai să-ți arăt o altă lume. În momentul ăla am trecut și așa, personal, pentru perioadă mai greuță și am vrut pur și simplu să văd altă lume, să evoluez ca și persoană, interpersonal, relații interpersonale cu oamenii. Și așa am intrat în aviație, am urmat un an de zile, am zburat pentru o companie din Scandinavia, din Suedia, companie charter. Așa am realizat că pot să strâng într-un timp relativ scurt bugetul pentru a investi în ceea ce îmi place cu adevărat să fac, și anume cinematografia. Doar că atunci când folosesc numele ăsta de cinematografie, sună foarte pompos, să spun exact. Așa. Foarte dificil. Implică multe resurse. Implică foarte multe. Atât umane cât și financiare. Așa am plecat cu un foarte bun prieten de-al meu din copilărie, Emanuel, prietenul meu, să avem o mică firmă de evenimente în care mergeam la nunți, botezuri, filmam, fotografiam. Așa ne-am făcut, să spunem, mâna, cum se zice. Da, să știi exact ce trebuie să filmezi, cum trebuie să filmezi. De aparatura cum să o folosești cel mai bine. Și mi-am dat seama și aici că nu e fix ceea ce vreau să fac. Adică vreau mai mult de atât decât un simplu eveniment din viața cuiva în care trebuie să arate cât mai bine. Aș vrea să fie o regie, să pun în evidență ceva, să fie o acțiune, să se întâmple ceva. Și aviația mi-a oferit acest prilej de a investi într-un timp scurt pentru a ajunge aici. Și am reușit să creez un scurt clip pentru un brand de haine, de costume bărbătești. A ieșit un clip un pic diferit, pentru că ăla este tematica 50 Shades of Grey. Adică un bărbat îmbrăcat adecvat, având în mintea lui o experiență cu o domnișoară foarte, foarte frumoasă și foarte drăguță. Și am văzut că a prins un pic în social media treaba asta. Adică am avut multe vizualizări. Și critici, băi, seamănă prea mult cu 56, dar vezi, asta te-a adus aici. Adică asta te-a adus să vezi filmulețul ăsta. Și Emanuel, prietenul meu de care tu mai v-am povestit, mi-a zis, băi, uite, New York Film Academy online fac o recrutare, un concurs în care trebuie să vii cu o producție personală
Iar câștigătorii vor avea un internship gratuit de studii. Trebuie să-ți alegi singur aria, dacă vrei să fii actor, regizor, scriptwriter sau inginer de sunetism, pentru lumini. Da. Și am spus, ok, regia sună mai interesant, pentru că coordonezi o echipă, exact. Coordonezi niște oameni într-o scenă. Și asta mi-am dorit, asta îmi doream să fac. Și am zis, ok, hai să încercăm. Cu ce să aplicăm? Cu clipul pe care l-am făcut pentru acest brand. Pentru că era o poveste, o povestioară. Acel clip l-am filmat în doi oameni. Eu jucam, el mă filma. Și am zis, cât de banal să fie ca să ajungem acolo? N-a fost chiar atât de banal, pentru că evaluarea a urmat 3 luni de zile. 3 luni în care eu pur și simplu mi-am luat gândul că poate să fie ceva de viitor, că poate voi fi selectat. N-am primit niciun răspuns. Nu e prima dată când trimit un e-mail sau aplic undeva și nu primit niciun răspuns. Mă aflam la finalul unui zbor. Tocmai aterizasem, încă aveam pasageri în avion. Sună telefonul. Zic, cine mă sună? Număr de America? Mama mea stând în New York. Având numărul ei, dar acum era al număr de New York. Zic, să fii schimbat numărul. Și am zis, da, mă. Și în capul celălalt vorbea cineva în engleză, total diferit, nu înțelegea dacă a sunat unde trebuie. Și așa am realizat că erau de la New York Film Academy, spunându-mi că filmulețul meu a fost selectat în cei 20 de competitori care vor urma să facă în termenii lor un nou clip care va concura pentru acest internship. Până să discutăm despre noul clip pe care l-ați realizat, ce reprezintă New York Film Academy? New York Film Academy reprezintă cea mai mare academie de film din lume, cea mai recunoscută, să spunem așa. De aici până la, așa zisul, American Dream și Hollywood, mai e doar un pas. Doar că trebuie să știi ceea ce vrei tu, să fii bun pe ceea ce faci și să poți să ai șansa să ajungi acolo. Că nu oricine termină această, ca și aici. Termină o universitate foarte bună, puțin au șansă să ajungă acolo, dar au șansă foarte rapid, pentru că au terminat acest film. Și, bineînțeles, certificarea, care asta e cea mai importantă, faptul că ești regizor și asta te poate propulsa sau nu în noua carieră. Singurul român acceptat. Da. Eu și, bineînțeles, echipa mea din spate. A fost o competiție pentru regizorat și de asta o să merg singur acolo, dar fără ei nu pot face nimic și atunci ei sunt singura echipă acceptată acolo, într-un fel sau altă. Care au fost criteriile de selecție? Nu cunosc foarte bine criteriile de selecție, dar în momentul în care a trebuit să facem clipulețul, de ce spun clipuleț? Pentru că am avut doar 5 minute să punem la dispoziție în fața juriului tot ceea ce noi putem crea. De la lumini, de la scene cinematice, de la mișcarea camerei, doar 5 minute ca să impresionăm sau nu. Și atunci trebuie să ne bazăm pe o poveste. Să încercăm să facem ceva, să fie atractiv pentru treaba asta. Și se pare că am reușit. Referitor la întrebarea dumneavoastră, criteriile cred că asta au fost. Am avut 20 de subpuncte pe care noi trebuie să le bifăm. Să avem dialog sau monolog, să nu depășim 5 minute, să avem cel puțin două personaje, să avem un script, o poveste scrisă dinainte pe care noi trebuie să le trimitem, pentru că atunci ei puteau să vadă dacă noi ținem în imagini exact firul întâmplărilor din scris. Pentru că în scris, de obicei, cărțile sunt mai bune decât filmele. Și bănesc că asta a fost un criteriu mare. Exact. Finaliștii? Cine sunt? Da, a fost o listă cu cei 20 care au mers mai departe, te refer, nu? Da. Sunt din întreaga lume. Sunt chinezi, indieni, au fost 5 indieni. Bollywood-ul e foarte sus în momentul ăsta și atunci au aparatură, idei. La ei sunt toate ideile. Au fost din Europa, Spania, Franța. Eu singurul din România. În momentul când am văzut ce competitori sunt, am zis ok, hai să facem, să ne batem cu ei. Neavând ideea de a câștiga, pur și simplu, dacă am ajuns până aici, mergem înainte. Și s-au selectat 5, eu am fost pe locul 5. Ultimul, dar cel mai bun, deci ok, nici sunt nu mai acolo. Contează. Exact. Și e bine pentru că nu ne așteptam. Nu ne așteptam și ce de punctat, lucru foarte important, e că toți din echipă, atât actorii cât și oamenii din spatele camerelor, nu sunt de profesie. Toți au învățat de pe YouTube. Interesant. Deci YouTube-ul te poate învăța foarte multe. Dacă ai o pasiune și îți dorești să faci cum trebuie, informează-te, citește, uite la clipuri și așa
au câștigat atât încrederea oamenilor, cât și încrederea mea ca să putem să facem lucrul ăsta. Ce a stat la baza poveștii acestui clip? Da, creatoarea poveștii, Ana Lambru, o prietenă și colegă din liceu, toți suntem prieteni, deci ne știm de cel puțin 20 de ani, asta ne-a închegat așa un pic. Povestea de la bază este un triunghi amoros, vicios, de asta și se numește și Lust for Life, Intense Desire of Life. Da, da, da. Știi? E vorba despre două prietene foarte bune, două femei frumoase. Una este într-o relație cu mine, adică cu actorul principal din acest film, numai că cea de-a doua este o ispită, o femeie extraordinar de frumoasă, care n-ai cum să, ca bărbat, să-i cedezi, adică n-ai cum faci să o greșeală, exact, faci o greșeală la un moment dat și am vrut să exprimăm... Mă rog, nu știu cât vor înțelege doamnele și domnișoarele acum ceea ce vor înțelege, ne este explicat, dar dacă vor vedea, dacă vor vedea clipul, vor înțelege. Tocmai pentru că am avut 5 minute, întâmplările trebuia să se întâmple foarte repede și am spus-o din poveste, am spus-o din perspectiva femeii înșelate. Și este un monolog, este un poem, nu este un poem inventat, este un poem din afară, dar care s-a potrivit foarte bine cu ceea ce vrem noi să facem. Un poem în care și-a spus durerea ei, cum stă singură și își plânge soarta, dar în același timp femeie puternică care trebuie să meargă mai departe. O femeie puternică care, deși suferă enorm, se bucură de fericirea celor din jur. Și atunci, asta am încercat să punem în evidență și mai ales finalul, pentru că nu am vrut să punem o poveste pur și simplu, am vrut să facem o chestie psihologică, o poveste psihologică, iar finalul e interesant. Nu te aștepți, adică asta trebuie să fie. Noi acum urmărim imagini din Making of. Da. Însă pe YouTube se poate găsi și clipul original. Absolut. Și original. A fost mai devreme și clipul. Am văzut cu coada ochiului. Castingul cum s-a derulat? Castingul... Tot pe prietenie s-a bazat? Oarecum. Da. Jumătate pe prieten. De ce? Pentru că Bianca este ieșancă, este fostă colegă cu mine la școala de aviație, zboară momentul ăsta de aici pe baza din Iași. Și ea a fost prima alegere. Am spus, ok, trebuie să fie pentru că se potrivește cu ceea ce vreau să exprim în clip. Iar cea de-a doua actriță, Vladislava, a venit pur și simplu, nimeni nu e întâmplător în viață, totul se întâmplă așa cu un scop și ne-a fost adus în cale la un eveniment, ne-a spus că tot așa cochetează cu actoria, cu teatru, iar plăcea să joace într-o distribuție de film și am spus ok, cred că ăsta e momentul, hai să-ți spun despre ce vreau să fac, despre ce trebuie să facem. Am discutat și totul s-a pus la punct doar online. În sensul că eu eram în Germania, eram acolo și la studii cât și la muncă. Ceilalți, ea era aici în Iași, Vladislava în București, restul echipei în București. Așa că ne-am auzit decât online, cameră video, așa am pus la punct totul și... A fost nevoie de ceva încredere. Da, da. Atât din partea mea în ei, cât și ei în mine. Nu v-ați gândit că poate, nu știu, niște nume, niște actori... Cu experiență ar aduce un plus? Ba da, dar... Era nevoie și de buget pentru exact. Așa ceva. Exact. Aici am avut de suferință foarte mult. Din păcate, în România, treaba asta cu filmul, cu teatru, reprezintă business. Nu dezvoltarea culturală, nu dezvoltarea unor creații. Ce iese? Propriu zis. Și atunci bugetul a fost... una din problemele noastre, așa că am lucrat cu ce aveam, dar am lucrat foarte bine și asta zic că nu pare că am lucrat doar dorindu-ne o afirmare. Avem un triunghi amoros. Care sunt punctele tari ale acestui clip? Uite, la asta nu m-am gândit exact, vezi? Sunt niște întrebări foarte ok. Punctele tari, în primul rând, fiind vorba despre o suferință, orice om în momentul în care suferă, nu se mai gândește, să spunem așa, lucid la ce trebuie să facă în pasul următor. Dar caracterul Vladislavei se gândește. Punctul tare este că, deși bărbatul, până la urmă, este de vină, pentru că dă o conotație și dă un avans acestei povești, să spunem, el încă încearcă să fie cerebral. Iar cea de-a doua actriță, deși sunt leagă o prietenie foarte, foarte strânsă între ele, își dorește foarte mult această
relație, să spunem, numai că din film ne-am pus-o ca și cum ar fi o imaginație a ei. Adică lucrurile se întâmplă într-un stil în care eu dispar. Apar într-o locație, o văd, dar dispar. Ea mă vede, îi se pare că o ating, dar în momentul în care vrea să simtă din nou atingerea, eu dispar. Și cred că asta a atras americanul, pentru că e vorba de așa, de o fantezie, de o ficțiune care tot dispare, apare, sunt atrași de, de treaba asta fantastică și atunci cred că asta a fost tatuul. Ați avut în minte un anumit actor pentru un personaj anume? Nu. Dacă ar fi să ne raportăm acum, nu știu, la Hollywood, nu în România, pe cine ați vedea în rolurile feminine? Eu am o afinitate pentru Angelina Jolie. Așa. Și e o femeie extraordinar de frumoasă și expresivă. Nu știu dacă Bianca a reușit să fie atât de expresivă, dar la frumusețe pot să spun că e acolo. Da, într-adevăr, Vladislava a jucat un rol greu, pentru că ea, deși suferea, trebuie să arate că nu suferă. Și noi, nefiind actori, ne-a fost complicat să arătăm lucrul ăsta. Nu știu cu cine aș asemăna aici, dar iar la personajul masculin, chiar nu știu, pentru că noi am inventat toate lucrurile astea și cu siguranță cei de la Hollywood ar fi jucat lucrul ăsta foarte la ureche, ar fi fost o chestie foarte simplă. Un exercițiu pur și simplu de improvizație. Dar îmi place Tom Cruise, pentru ceea ce face, atât ca regizor cât și ca actor. Și poate Tom Cruise spune. Au avut loc multe repetiții înainte de a se filma? Niciuna. Niciuna? Niciuna. S-a mers strict pe improvizație. Exact. Nu chiar pe improvizație, s-a mers strict pe ceea ce am discutat în online. Pentru că noi am fost plecați, Bianca s-a întors în București, a venit în București, de fapt, fix în ziua filmărilor. Am avut câteva zile atunci, dar în online ne-am făcut poze la locație și am zis, plecat, uite, tu intri pe ușa asta și o să vii până lângă pian, pianul se află acolo. Tu trebuie să faci lucrurile astea, trebuie să intri în baie. Oglinda e foarte sus, aici o să stea pe ceva, dar nu se vede. Oglinda fiind foarte sus, pentru că locația este Palatul Noblesc din București. Un palat recondiționat, refăcut și acum în interior se află o firmă de design interior cu lucruri extraordinar de scumpe. Și ne-au oferit gratuit locația să putem să filmăm și mai multe este un showroom, nu chiar o casă propriu-zisă de locuit. Și atunci toate lucrurile au mai ca la expoziție și așa, trebuie să avem grijă cum lucrăm, cum umblăm. Da, da, da. Fără repetiții, cu discuții purtate doar în mediul online, de câte zile a fost nevoie pentru a se filma? 5 zile, da. 2 în locație aici, 2 în parc și încă una cu mici lucruri pe care le-am uitat, bineînțeles, să le filmăm și am realizat că avem nevoie de ele și a trebuit să mai mergem să mai filmăm încă o dată. Da, 5 zile. Ceea ce se vede în trailer, să-i spunem, mai putem spune și trailer, este diferit de ceea ce am văzut în filmele românești în ultimii ani. Da. Presupun este diferit. Că asta a fost și baza. Asta a fost baza, pentru că, da, într-adevăr, am vrut să fie diferit, pentru că ăsta e scopul nostru, să fim diferiți, să aducem în cinematografie, cel puțin eu vreau să aduc, ceva diferit. Nu mai vreau simplitate, o singură locație, un singur lucru. Am dorit trăirea unui personaj, să se spună povestea din spatele lui, să spună exact sentimentele și ceea ce vrea să exprime film. Trailerul este diferit chiar și de film, de filmulețul pe care l-am pus. Adică nu am vrut, pentru că am avut doar 5 minute, nu puteam să pun în trailer toate imaginile pentru a face un spoiler de ea. Așa că am creat povestea în care ea își spune ceea ce vrea să facă și arătăm o disperare în ghilimele a ei și mai ales un scurt monolog despre impresia mea și ceea ce gândesc eu dinaintea filmului. Și atunci cred că asta a prins, a fost interesant. Care rol a fost mai dificil? Cel de actor sau cel de regizor? De actor. De actor? E cumplit, pentru că, de ce spun cumplit? E frumos să fii acolo, dar trebuie să transmiți enorm, trebuie să ai o mimică, o gestică impecabilă. În momentul în care aveam în minte doar cum trebuie filmat, ceea ce vreau să exprim, să coordonez echipa din spate, să le spun unde trebuie să fie lumina, cum vreau, ce vreau de la scena asta. Mi-a fost greu să intru în rol și chiar mă gândeam dacă ar fi fost un rol în care trebuia, nu știu, să vorbesc, să plâng, să exprim ceva. Wow, ar fi fost incredibil de greu atunci, în momentul ăla. Da. Aveți idee despre subiectele din celelalte subiecte acceptate în competiție? Am aflat doar despre 2 dintre ele. Încă nu i-am cunoscut pe oameni personal, să știm cu ce am venit, dar am auzit despre 2 dintre ele. Unul este din China și unul este din India. Cel din China au vorbit despre
tot un fel de poveste de dragoste, numai că personajul principal moare la final și drama asta bănuiesc a prins. Într-un accident, o urmărire, ceva de genul ăsta. Chiar aștept să văd despre ce e vorba. Iar la cel indian este vorba despre o prima femeie acceptată la studii în India. Și bănuiesc că ăsta e un lucru interesant, pentru că, din ceea ce știu, femeile nu aveau dreptul la educație. Dacă ar fi fost filmat în America, ar fi fost diferit? Nu. Aceleași întâmplări, același lucru, poate... nu știu sigur dacă locația, dar... nu, n-ar fi fost diferit. Ar fi fost strict pentru ei, adică să pară că e de la ei de acolo. După experiența asta, de inițiere, să spunem, e greu să faci film în România? Da. Deci am rămas uimit de cât de complicat e să poți să discuți cu cineva pentru o locație. Am fost la multe întâlniri și am spus să aveți o locație extraordinară, merită pus în filme, arătată lumii. Gândiți-vă că filmul o să ajungă la New York Film Academy, acolo știe că s-a filmat în România, e vorba de mândria noastră ca țară că avem lucruri extraordinare, muzee, clădiri extraordinare. Nu. Și până la urmă totul se rezumă la partea financiară. Atât partea financiară cât și simțul ăsta de proprietate foarte ridicată a României. Nu e casa mea și aici nu se filmează, e trotuarul meu din fața casei și nu se filmează. Întâmpin tot felul de probleme, până și în parc. Gândiți-vă, am fost în parc să filmăm o scenă și cei de la pază ne-au spus că am cerut aprobare de la primărie pentru treaba asta. Va avea loc o continuare acestui clip? Se va transforma într-un scurtmetraj? Cred că într-un lungmetraj. Am plecat de la ideea să facem un scurtmetraj și să mergem la festivalul de film internațional. Ideea de festivalul de film internațional am menținut-o, dar mergem mai departe într-un lungmetraj. De ce? Pentru că, așa cum am spus, venim cu ceva nou în cinematografie. Avem 6 locații deja bine stabilite. Uh-huh. Avem 6 actori principali, nu mai sunt decât 3, vom fi 6. Am reușit să adun lângă mine oameni care sunt din social media, avem blogări care sunt acum pe TV, avem fostă vocea României, Tudor Man, cântăreț, avem, acum pot să spun, că e sigură treaba, deocamdată doar verbal, o să avem pe Nicole Cherie cu o nouă melodie pe care tocmai a lansat-o, o să apară la noi în film. O să avem foarte, foarte mulți oameni în spate, atât în spatele echipei cât și figuranți. Vom avea un elicopter, vom avea urmărire cu mașini, vom avea foarte multe locații din țară, Sibiu, Sighișoara, Covasna. Și dacă tot ne luptăm să facem acest lucru, ne dorim foarte mult ca acest film să fie în cinematograf. Uh-huh. E greu, e complicat, pentru că e prima producție, n-am mai făcut până acum și de la prima să ajungi deja în cinematograf, e cale lungă. Dar știm că o să reușim să facem lucrul ăsta. Menținem atât rolul de regizor cât și cel de actor? Da. Va da. Fi și mai greu. Asta e șansa mea, va fi și mai greu, exact. Doar că filmul va merge la festivalul de film, 8 am selectat până acest moment, va fi TIFF, Transilvania International Film Festival din țară, unul dintre cele mai mari din Europa. Da. Va fi Berlinare pentru Ursul de Aur, va fi London Film Festival, Bucharest Film Festival, Rome Cinema Fest. Și vrem să mergem aici pentru a arăta lumii și mai ales juriului de acolo, pentru că e un juriu foarte, foarte greu de impresionat. Au văzut și multe producții. Absolut. Pe ce ne bazăm? Este un film independent, fără o casă de producție, fără un distribuitor, fără oameni de specialitate și să vedem ce va ieși. Doar că în momentul în care ne vom prezenta la festivaluri, dorim să-l punem și în cinematograf după festivaluri. Așa am ajuns la gândul să lucrăm cu oameni mai cunoscuți pentru a-l face mai ușor cunoscut. Da. Și sperăm în fond să ne atingem targetul. Au existat discuții până acum cu cei de la Raw Image pentru distribuirea în cinematografe în toată țara. Am rămas surprins că au rămas impresionați de ceea ce vreau să fac și mi-am spus vrem să vedem cum îl filmez, vrem să vedem din spatele scenelor ceea ce se întâmplă, pentru că noi oferim un standard. Dacă e sub standard, nu te putem expune. Așa că ștacheta e sus și trebuie depășită. Bugetul cine îl va asigura? Eu. Este un buget restrâns.
Colegii mă vor ajuta și ei, bineînțeles. Dar în momentul ăsta discutăm pentru mici sponsorizări, pentru mici, un scurt ajutor poate pentru un drum, cazare, pentru a ne fi nouă mai ușor în locațiile în care vom filma. Dar în mare parte bugetul cam de aici va fi. Niciunul foarte ridicat, tocmai asta uimim. Ca să faci ceva într-adevărat wow, ai nevoie de buget extraordinar de mare. Dar ca să poți să atingi un anumit prag ca și independent, nu ai nevoie de buget, doar de o creație foarte mare și, bineînțeles, de disponibilitatea oamenilor din jurul tău pentru a te ajuta să faci lucrul ăsta. Pe de altă parte, vor urma 6 luni petrecute la New York Film Academy. Da. Ce se va întâmpla acolo? Vor fi 3 luni de aplicabilitate online și 3 luni de aplicabilitate fizică. Deja am primit, să spunem așa, guidance-ul pentru primele luni de online. E complicat. Pentru mine e o lume nouă și sunt foarte mulți termeni noi, despre de la camera movement până la wide angles, master shots, adică trebuie să înțeleg ce înseamnă toate lucrurile astea. Da, da, da. Am o impresie, le-am discutat, am aprofundat despre ceea ce nu mă duc acolo chiar neștiutor așa din toate punctele de vedere și asta vom studia în online pentru a fi la timp cu toate lucrurile, iar în momentul când vom ajunge acolo, echipa va trebui să facă o scurtă producție care va rula la Hollywood într-un festival de film din America. Super. Doar că va fi fiecare regizor cu producția lui și cu echipa lui. Mm-hmm. Și atunci va trebui să coordoneze întreaga echipă pe care nu-i cunosc și sperăm să iasă. Nu știu despre ce vorbe acolo, doar că am aflat că primul rector care ne va prezenta va fi Martin Scorsese. Super tare! Da, e un nume mare și clar. Chiar am, pot spune că am și emoții, pentru că e o somitate și e greu să mai uimești sau greu să vină un cuvânt de laudă de la un om care a văzut atât de multe lucruri și ceea ce faci tu îi se pare atât de basic încât te poate ridica la un anumit nivel. Dar sunt gata să captezi tot. Ați primit mesaje din partea regizorilor români, ori actorilor? Nu. Nu, pentru că sunt din afara ariei de film și de cinematograf, încă oamenii nu mă cunosc, încă n-au cunoscut exact ceea ce vreau să fac. Dar am fost weekendul trecut la un eveniment la care a luat parte și Iura Luncașu. Fizic nu-l cunoșteam. Am intrat în vorbă despre film, despre aparatul cu care filmam și despre aparatura pe care o aveam în momentul ăla la mine. Și așa am ajuns să-i spun că am ajuns în această locație îndeplinindu-mi, să spunem, partea de înțelegere legată de film. Și așa am aflat că el este Iura Luncașu, a dorit să vadă ceea ce am făcut. Mi-a spus că este foarte greu pentru cineva care n-a făcut un lungmetraj până acum să pună în scenă un lungmetraj. Și mi-a spus că te sfătuiesc să lucrezi doar cu oameni profesioniști care știu ceea ce au de făcut. M-a cam dezarmat. Încă, na, e nu complicat pot fi când vine. Exact, nu pot fi acoperit aceste lucruri și a vrut să vadă acest clip. Și l-am trimis și după primul minut a spus, ok, ești pregătit. M-am bucurat enorm, adică am spus că din punct de vedere imagistic este acolo unde trebuie. Colorizarea este așa cum trebuie, montajul a fost făcut cum trebuie. Am avut mult timp să pun la dispoziție cele 5 minute, dar au fost doar 5 minute. Acum vorbim de 120 de minute și mai complicat. Dar chiar aștept să văd și primele critici, primele lucruri legate de treaba asta. Echipa cum a primit vestea? Acceptării. Foarte bucuroși. Mi-au și spus că ei se așteptau. Așteptam să câștigi. Dar undeva în sinea lor nu se așteptau. Și m-am bucurat pentru că i-a motivat. Și i-a motivat și i-a dorit să evoluăm împreună, să creștem proiectul ăsta mai departe. Și mi-au spus, gata, acum ești acolo, hai să vedem ce putem să facem. Dacă ați avea la dispoziție 50 de milioane de dolari, sume despre care discutăm în America, ce film ați face? Chiar discutam cu Ana Lambru, scriitoarea noastră, cum în America merge treaba asta pe fantezie, pe creație, pe fantastic. Provenind dintr-o țară care are foarte multe de spus din zona fantasticului și aici mă refer la mitul vampirilor și tot ceea ce s-a filmat la CW în momentul ăsta legat de vampires și toate nebunile, cred că
ar fi ceva legat de treaba asta. Pentru că avem castele extraordinare, da. După cum știm, The Nun s-a filmat în România, exact. În Palatul Corvinilor. Avem foarte multe lucruri de arătat lumii, uh-huh. și credem că o poveste bine spusă și bine arătată în imagine va capta atenția. Cred că asta aș vrea să fac. La ce filme vă uitați în timpul liber? Acum mă uit altfel la filme. Acum mă uit altfel pentru că în momentul în care a trebuit să filmăm, mi-am dat seama că e greu să așez lumina aia cum trebuie. Mi-am dat uh-huh. seama că e greu să pui camera acolo unde ai nevoie, în unghiul în care ai nevoie. Și acum mă uit cum fac alții. Exact. Și da, mă uit la creație. Este și o analiză. Da, exact. Uh-huh. Filmele psihologice mai mult mi-au plăcut. Filme psihologice, m-am uitat la Interstellar, Inception. Sunt niște filme care spun mintea la contribuție foarte mult. Am văzut noul film al Lady Gaga, Star is Born, da, și da. Orson Bradley Cooper au uimit, să spun, pentru că e primul film regizat de... Exact. În care este și actor, exact. Și regizează. Exact. Iată, oarecum se aseamănă poveștile. Și mi-a plăcut pentru că este un om care e un om foarte... El frumos ca bărbat. Da. Recunosc. Un om care atrage. În rolul ăsta pare... Și a avut tăria să... Exact. Să rămână el în umbră, exact. Pentru a scoate actrița, exact. În evidență. Ceea ce e un lucru wow. Și mai ales că a fost vorba de cântat, lecții de canto. El nu-i cântăreț. Uh-huh. E un lucru wow. Eu pot să faci lucrurile astea, noi am avut doar de expus niște lucruri și mi s-a părut fantastic de greu. Sigur. Dar să faci astfel de capodoperă e complicat. Ce sentiment vi se pare cel mai deosebit de exprimat în arta cinematografică? Durere. De zâmbit, de arătat zâmbetul, căldura sufletească, e natural, e normal. Sunt oameni foarte frumoși care zâmbesc și devin și mai frumoși în momentul în care zâmbesc. Dar în momentul în care trebuie să exprimi durere, plâns, dramă, să se sfâșie sufletul în tine pentru a arăta ceea ce scriptul spune, e cumplit de greu, pentru că trebuie să treci la o stare la care, ca și om normal într-o anumită situație, nu poți să o ai nici în zi de zi cu zi. Doar poate, Doamne ferește, la pierderea unei persoane dragi sau într-un anumit punct. Și oamenii care se schimbă de la o stare la alta, așa de parcă ai un butonel pe care le schimbi, e cumplit de greu. Din punctul meu de vedere, problemele cu care se confruntă cinematografia românească la ora actuală este faptul că lipsește publicul. Publicul nu mai e interesat de filmele românești în măsura în care era interesat, nu știu, cu 20 de ani în urmă. Da. Care sunt ingredientele unui film de public? Primul rând, poveste. Dacă povestea este captivantă și ține omul în fața ecranului, asta deja reprezintă un bonus extraordinar de mare. Da, din păcate, publicul pentru filmele românești nu mai este, pentru că, din opinia mea, din doar ce am văzut din exterior, nu sunt încă implicat în cinematografie ca să pot să dau cu părerea oficial, dar, pur și simplu, mă duc în cinematograf și vreau să văd un film. Sunt aceleași povești reinterpretate, respuse, rearanjate, redichisite. Aceleași povești oarecum platonice. Sunt anumite povești care se întâmplă doar în anumite locații, doar câteva locații. Da. Nu spun nimic concludent pentru suflet. Oamenii se uită la filmele americane pentru suflet. Dacă te uiți la orice film pe care are Tom Cruise în Misiune Imposibil, aleargă, sare, dă cu capul, el centrează, dar de fapt esența filmului este alta. Filmele Steven Spielberg, esența lor este cu totul altceva. Ceva psihologic care să te regăsești, să faci omul din fața televizorului să regăsească în povestea pe care tu o spui. Asta e complicat. De fapt, aici este vorba de rezonanță cu ceea ce îți dorești să mergi. Ai o stare drăguță, te uiți la o comedie. Ai o stare, nu deplorabilă, dar mai diferită, mai dificilă, te uiți la o dramă, te uiți la ceva la care te regăsești. De asta și Netflix în momentul ăsta a scos foarte multe seriale. Pentru copii, pentru teenagers, pentru adolescenți, de familie. Din nou. Fiecare se regăsește într-un anumit film și pe la lor îl urmează. Uh-huh. Următoarea întrebare nu este pentru regizorul și nici actorul Octavian Iacob, okay. ci pentru criticul de film. Da. Dacă ar fi ceva de schimbat în acest clip realizat, ce ar fi? Multe. Da, după ce l-am terminat, ne-am dat seama că putea mai mult. Ne-am dat seama că povestea putea fi spusă în alte cadre. Dar de aici plecăm, de aici urmează să îmbunătățim scenariul.
Au fost greșeli făcute, să spunem, a apărut o motoră pe unde nu trebuie să apară în film. Așa. Se întâmplă și în filmele Se întâmplă și la filmele mari, da. Au apărut anumite expresii pe care nu trebuia să... Adică puteau fi accentuate, atât din perspectiva mea, cât și din punct de vedere al actrițelor. Mai multă implicare, mai multă dăruire în momentul în care joci. Mici lucruri legate de iluminare, legate de imaginea finală. Cam atât. Sunt convinsă că v-ați distrat foarte bine la filmări, dar au existat și momente mai tensionate? Da, după cum vedem aici, ne-am distrat. Am lucrat într-o locație oarecum restrânsă, pentru că este un showroom de mobilă. N-am avut așa spațiu să ne întindem cu toată aparatura. 7 oameni toți într-o baie de 4 metri pătrați, 4 pe 4, 16 metri pătrați. După cum vedeți, ne-a fost greu. Personajul era în cadă, eu trebuia să merg acolo să filmez. Lumina dintr-un unghi, oricum aș fi pus camera, ieșea o umbră, ieșea un stativ, ieșea cineva. Ne-am și distrat, am și enervat, am făcut și multe pauze. Tocmai de asta a durat 5 zile, pentru că neavând așa o tematică exactă, ce trebuie să facem din minutul cu tare, la ora cu tare, când să avem pauza de masă, a mers așa cu totul de la sine. Ne-am avut o organizare extraordinară și cam asta a fost greu. Da, da, interesant, și asta vă va da un plus la toată această experiență, da. La următorul... Trebuie mult mai multă seriozitate și mai ales un plan bine stabilit. Care sunt armele pentru a nu se face compromisuri? Asta ca regizor într-o țară în plină dezvoltare din punct de vedere cinematografic. Puneți o întrebare foarte dificilă. Eu personal nu sunt unul care mă compromit. Niciodată nu mi-a plăcut să stau într-un loc în care am simțit că nu fac ceea ce îmi place sau că nu e ceea ce trebuie. Nu discutăm despre ceea ce îmi trebuie. Compromisuri se vor face în viață enorme. Și dacă chiar vrei să-ți iasă ceva bine, mai și faci compromis. Dar acum depinde ce fel de compromis. Armele, ca să nu-l faci, să ai un dialog bine stabilit, să fii deschis, să expui exact ceea ce vrei să faci, cum vrei să faci, unde va apărea, de ce va apărea, din perspectiva bugetului, să spui transparent cât ai, unde te duci, pentru ce vrei să-l faci, câți bani sunt alocați pentru a face acest lucru. De obicei, dacă te duci și vrei să spui că faci un film, vorbim, cum ai spus tu, de milioane de euro. În România nu vorbim nici măcar de mii de euro. Din păcate, asta, despre asta e vorba. E complicat. Pur și simplu, cred că deschiderea, dialogul, cred că asta e arma cea mai importantă, a nu face un compromis. Cum v-ați defini personalitatea regizorală? Vulcanic. Sunt, deși nu par în momentul ăsta, nici atunci nu mă văd, în momentul în care discut cu colegii și le spun că vreau un anumit lucru de la ei, vreau să fie așa, îi văd așa, că sunt mai delăsător, dar lasă că o să iasă, și la un moment dat văd că nu iese. Și am spus, băi, dar chiar nu vezi că așa trebuie să fie. Și asta pentru faptul că suntem prieteni și ne permitem foarte multe. Clar că dacă vom lucra cu oameni care nu ne cunosc și nu suntem așa, nu vom fi nebuni în halul ăsta pe platou de filmare. Dar uneori trebuie să fii un pic mai agresiv, să spui punct de vedere, să spui, uite, trebuie să facem mai, dar de ce nu e așa, am spus lumina acolo sau altceva. Da, un pic vulcanic, trebuie să mai lucrez aici. Asta îmi doresc cel mai mult să învăț la Academie. Relații între persoane pe platou de filmare, atât între echipă, cât și între actori. Eu, ca și regizor, mi-e foarte simplu să-i spun, uite, vreau să faci lucrul ăsta și vreau ca tu să exprimi lucrul ăsta. În momentul în care văd că repede 7 ori și el nu exprimă lucrul ăsta, e bine că oricine se enervează, până și cel care ține microfonul s-a săturat să stea cu microfonul în mână. Absolut. Și atunci facem o pauză, încercăm să vorbim calm, încercăm să vorbim normal, dar totul e vorba de atitudine. Dacă ești agresiv în atitudine, nu rezolvă. Dacă ești vulcanic și iese un iureș, poate fi constructiv, dar numai să nu fii agresiv în atitudine. Apropo de acest aspect, sunt regizori care preferă să traseze exact punctele prin care trebuie să treacă personajul, dar sunt și acei regizori care așteaptă ca actorul să improvizeze și să-l surprindă. Da. În care tabără v-ați înscrie mai mult? Sunt momente în care, da, într-adevăr, trasezi ceea ce vrei să spui, pentru că tu știi povestea cel mai bine, tu știi scriptul cel mai bine, tu știi ceea ce vrei să scoți în acel frame, în acel cadru. Dar e bine să lași, mai ales dacă vorbim de... Aceeași regulă se aplică și dacă vorbim de actori mari, să lasă să creeze, pentru că asta e menirea lui, asta știe să facă. Lasă-o să fie natural. Că dacă vorbim de cei care nu sunt profesioniști în așa ceva, nu poți să-i trasezi
un drum și ceea ce trebuie să spună, dacă el nu știe, nu poate. Adică nu poate să transmită, lasă să fie natural și încearcă să scoți ceea ce e mai bun din ceea ce faci. Tocmai asta am spus, e o relaționare complexă, e mult mai complex decât mi-aș fi putut imagina. Și cred că câte puțin din fiecare trebuie să scoți din această tabără. Totodată mai sunt regizori care preferă să lucreze cu actori aflați la început de drum, lipsiți de experiență, decât cu cei de teatru. Da. Pentru că cei de teatru au niște lucruri foarte clar întipărite. Personalitate foarte puternică. Da, așa este. Chiar și eu am observat diferența. Am fost și acum, în ultimul timp, am fost la teatru. Am fost cu echipa, tocmai să le arăt, să spun, uitați, oamenii ăștia, acum e live, totul se întâmplă fără a tăia, fără a reface, fără a... Deci totul e live. Gândiți-vă că oamenii ăștia pot să transmită lucrul ăsta pe scenă. Același lucru putem și noi, mai ales că nu ne vede nimeni, suntem doar noi. Când a ieșit bine, reluăm, tăiem, punem de la capăt și încercăm să mai facem încă o dată. Dar personalitatea celor din teatru este diferită. Este cu totul diferită. Și chiar nu știu, în opinia mea, cum un actor de teatru joacă perfect într-un rol. Dacă vorbim de România, majoritatea actorilor care apar în filme sunt actori de teatru. Da, ceea ce e foarte ok. Dau bine pe sticlă, au replicile, au cuvintele, au tot ceea ce trebuie. Dar într-un film american, să spun, într-un film fantastic, într-un trailer, spre exemplu, nu trebuie să fii chiar atât de spontan, nu trebuie să fii chiar atât de natural, trebuie să faci ceea ce spune scriptul. Și bănesc că asta e o competiție chiar și pentru un actor care vrea să fie el însuși. E greu să fii tu însuți într-un astfel de actor. Un actor preferat? Există? Fie că ar fi de la noi sau... Tom Hardy. Afară. Tom Hardy mi se pare un actor complex. Atât pentru rolele pe care le-a avut până acum, cât și ca om, dincolo de film. Nu mai vorbim de Leonardo DiCaprio și oameni care sunt somități. Leonardo DiCaprio, iată, preferatul lui Scorsese din ultimul timp. Absolut. Chiar asta vreau să punctez. Sper să-l întâlnesc cumva, sper să se întâmple lucrul ăsta, pentru că filmul pe care noi îl vom face cu echipa va fi în Hollywood, va fi în LA. Super. Și poate o poză măcar. Foarte multă lume privește așa din fața micilor ecrane sau marilor ecrane și spun, mamă, ce actor bun. Păi, cu siguranță este bun, cel puțin Leonardo DiCaprio, dacă de mic a lucrat cu cei mai mari regizori. Exact, exact. Și-au pus amprenta clară asupra evoluției sale. Din punctul de vedere, din păcate spun că a câștigat acest Oscar pentru un rol care nu l-a pus în evidență cum trebuie. A avut altele mult mai bune. Mult de mai acord. Bune, extraordinar. Uh-huh. Cred că și el e dezamăgit, tocmai de aceea nu a mai realizat niciun film tare de atunci. Exact, exact. Și nici nu s-a bucurat foarte tare atunci. Da. Era normal să-l primească la un moment dat. Dar din țară există vreun cineast tânăr, din generația noastră, să spunem, de evoluția căruia sunteți interesat? Personal nu am urmărit foarte mult ceea ce se întâmplă în țară, ceea ce există în momentul ăsta, dar da, sunt câțiva actori care merită. Am văzut că acum mai nou face HBO în coproducție un serial, da. Hackerville. Și sunt foarte mulți actori chiar de la Naționalul Ieșan. Exact, exact. Andy Vasuleanu, pot să spun că este un om care exprimă, care e natural, care se transpune în tot felul de stări. Am văzut aceste filme din ultimul an cu el și l-am văzut în diferite stări și am spus, e ceva. Și vorbește natural, vorbește deschis, nu-și spune replica. Uh-huh. Asta e interesant la el. Problema din punctul meu de vedere este că în țara noastră sunt aceiași actori care joacă mereu. Nu prea apar alții noi. Exact. În momentul nu în care se acordă șanse. În momentul în care îl vezi într-un film, fără să vrei mental, psihologic, o să-l asociezi cu acel film. Și nu mai ești atent la ceea ce joacă în noul film. Da. Nu putem să spunem că avem prea multe filme încât să... Da, sunt 10, dar toate sunt aceiași. Da. Despre asta vorbim. Ar trebui, din punctul meu de vedere, dat mai mult credit oamenilor tineri, oameni care poate nu sunt actori. Nu... Am primit sfaturi pe Facebook legate de treaba asta și mi-a spus, dacă chiar vrei să iasă ceva bine, lucrează cu profesioniști. Da, lucrez cu profesioniști, dar profesioniștii au anumite pretenții. Nu atât financiare, cât cum vor să apară în film. Unui profesionist poți să-i spui, tu, fă-te blond acum, sau vreau să spui peruca asta blondă și să fii într-un... Nu, că nu-mi stă bine culoarea, nu mă prinde, nu-i ceea ce trebuie. Păi da, și cu rolul cum facem? Că până la urmă tu trebuie să exprimi ceva în rol.
Și atunci, oamenii care sunt la început, oamenii care doresc să se afirme în treaba asta, sunt mult mai deschiși. Și bănuiesc că ăsta e, hai să spunem așa, obiectivul principal, să lucrezi cu oameni care vor să se afirme și care au și talent, că uite așa ar descoperi oameni care au talent. Da, da, da. Peste 15-20 de ani, care va fi parcursul profesional? Rămânem cu arta cinematografică sau ne întoarcem la viațele, la marketing? Clar rămânem aici, dar mi-e greu să anticipez. Dacă îmi spunea cineva că în urmă cu 4 ani o să ajung aici, nu credeam, sunt fabulații. Dacă îmi spunea cineva că o să ajung în aviație, de asemenea nu credeam ce să caut eu acolo. Adică nu e pentru mine să stau plecat de acasă, de lângă mama, de lângă prieteni, de lângă oameni, să pot să plec, nu e de mine. Dar asta a fost armata mea, așa am plecat, așa am maturizat. Sper, îmi doresc să lucrez în cinematografie și asta să fie începutul, că de asta am ajuns aici și să te invit la un film în cinematograf. Mama este la New York. Da. Acum este în Miami. De ce sunteți aici în România și nu acolo? Pentru că ea lucrează acolo. Are un job pe care și-l-a dorit foarte mult. Nu mi-am dorit să fiu oarecum influențat de ea, datorită ei să ajung acolo. Mi-am dorit să fac totul pe cont propriu. Așa că New York a fost doar o coincidență. Faptul că eu am aplicat la New York Film Academy și acum o să merg la New York și faptul că ea lucrează deja acolo în New York. Asta, într-adevăr, o să-mi fie mai ușor la faptul că o să stau acolo, da. Costurile vor fi altele și lucrurile vor fi altele. Dar, da, suntem împărțiți așa cu toată lumea. Părinții, cum au văzut toate aceste schimbări de-a lungul timpului? Ce în capul tău? Asta mi-a spus. Ce în capul tău? Stabilește-te undeva. Încearcă să faci un lucru. Am colegi, am prieteni. Au ajuns la al doilea copil. Nu mai zic că sunt doar însurați. Au ajuns la al doilea copil. Tu ce faci? Încă visez la filme? Da, asta încerc să fac. Au primit cu zâmbetul pe buze. S-au bucurat. Într-adevăr, e o realizare. Încă nici eu nu-mi dau seama că am ajuns aici și că o să fac lucrul ăsta la nivelul acesta. Aștept să văd cum va fi, o lume nouă, e total nou. Ce ați sperat să se întâmple după cele 6 luni? Să terminăm filmul nostru. Și cine știe, să vină o propunere, poate, ca asistent de regie în prima fază, alături de un regizor mare. Și nu mă gândesc doar la mine, mă gândesc la întreaga echipă. Sunt oameni care au nevoie să se afirme, sunt oameni frumoși, în primul rând, educați, care sunt cunoscători de ceea ce își doresc să facă și atunci cu siguranță vor susține și alte proiecte, atât individuale cât și cu echipa. Atât actrițele sunt două femei frumoase, două femei interesante, care pot avea deschidere atât că pentru pictoriale, pentru branduri, pentru toată lumea, pentru că exprimă și atunci când oameni exprimă ceva, trebuie să fie căutat. Nu a fost niciun punct în care să fiți atras de Universitatea de Arte? Fie că discutăm de actorie sau regie. Ba da. A fost un moment, încă nu eram atât de sigur că vreau să fac lucrul ăsta. Cum am spus, încă din copilărie am avut mici roluri. Mi-a plăcut, dar am ajuns la tir. Am ajuns într-un sport în care stăteam 8 ore aproape pe zi. Eram angajat într-un fel sau altul. Fără dăruire nimic nu poți să faci performanță și mi-am dorit să fac performanță, mi-am dorit să fiu campion național, mi-am dorit să fiu recordman, să fiu campion balcanic. Am ajuns acolo, am făcut și lucrul ăsta și a urmat altceva, dar în acea perioadă nu am avut timp să mă ocup de treaba asta. Când am urmat universitatea, toată lumea își dorește ceva palpabil, ceva sigur, un loc de muncă care să te asigure un venit. În timp ce filmul, din prima, după ce îl termin, nu știi sigur dacă o să lucrezi mai mult într-o televiziune sau într-un film exact. Da. Și atunci aveam nevoie de ceva plauzibil, ceva palpabil ca să pot să ajung aici. Cum a fost perioada ca sportiv? Interesantă, plină de nou, plină de oameni interesanți, plină de performanțe. M-am bucurat enorm să cânte imnul pe podium, m-am bucurat enorm să reprezint România. Așa cum mă bucur și acum să reprezint România la această competiție. E o viață grea, care începe de mic. Nu ieși cu prietenii afară, nu ieși la film, nu ieși nicăieri, pentru că trebuie să stai să fii cel mai bun în ceea ce faci. Este o dăruire, pierzi ani,
dar care acești ani, la un moment dat, când devii campion, nu o să... pur și simplu, nu o să mai conteze, că doar au trecut. Ăla a fost țelul. Țelul a fost îndeplinit. Disciplina sportivului îl ajută acum pe regizor? Da. Da, foarte mult. Atât în organizare, să fii organizat în ceea ce faci, mm-hmm. cât și faptul că dacă ai un țel, trebuie să-l atingi cu orice preț și trebuie să ajungi acolo, să te lupți pentru el. E vorba de lupta asta cu tine însuți. Și dacă tu reușești să ajungi acolo, da, poate fi și datorită sportului. Spiritul ăsta de competitivitate, asta e cheia, să spunem așa. Cu ce ar trebui să rămână cei care ne-au urmărit astăzi din această discuție? În primul rând, le mulțumesc din suflet că s-au uitat. Da, ar trebui să rămână cu gândul că dacă au un țel, dacă au un vis, dacă vor să ajungă undeva, să nu renunțe. Nu vorbesc din cărți, nu sunt un om care exprim și care încerc să fac dezvoltare personală într-un fel sau altul. Sunt un om care am trecut și am avut nevoie de susținerea cuiva. Nu am avut-o așa cum mi-am dorit. Mi-am găsit puterea să lupt, să stau departe de prieteni, de familie, să lucrez cu oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, pe care poate de la zbor la zbor sau de la job la job nu-i cunosc, trebuie să mă adaptez. Vin din medii în care persoanele sunt cu totul diferite și nu au același vis ca și tine. Și atunci tu când vii și le spui că eu vreau să fac film, bine. Da. Despre asta e vorba. Dacă au un țel și au un vis, să lupte pentru el și să creadă în el până la capăt. Că până la urmă nu știi ce se întâmplă. Cum ce n-am știut? Pur și simplu l-am aplicat online. Și am spus, îmi doresc să fac lucrul ăsta. Și pentru că ceea ce am făcut cu pasiune și a ieșit bine, până că asta a contat pentru juri. Foarte, foarte interesant acest parcurs și această performanță și așteptăm invitația la lungmetraj. Absolut, absolut. Vă mulțumesc din suflet și mulțumesc că sunt acum în fața dumneavoastră. Mulțumesc pentru tot timpul ăsta acordat, că e destul de lung. A fost o reală plăcere. Și că aveți încredere în ceea ce am făcut până acum și în ceea ce voi face, cu siguranță doresc să vă aduc în cinematograf. Eu vă mulțumesc pentru prezență mulțumesc și pentru toate informațiile oferite. Mulțumesc din A fost alături de astăzi Octavian Iacob, unicul reprezentant al României la New York Film Academy. Am ajuns la final de emisiune. De la ora 15 vă dă întâlnire colegul meu Valentin Huțanu la o nouă ediție BZ Live, iar noi ne vedem mâine de la 13. Toate cele bune!